problema 4 de la testul 2. 4. Testul 2 este problema 4. Deci testul 2, problema 4. 2. Problema 4. Problema 4. 149. 149. 149. Hai să vedem. Ipoteză ABCD. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. ABCD este un dreptunghi. Asta. Așa. Deci, în ipoteză, ABCD dreptunghi. A, B, C, D. D, dreptunghi. Dreptunghi. AB e dat 24 cm. AB 24. 24. BC 20 cm. CD. BC 20. BC. 20 cm. 20. M aparține lui DC. M aparține lui DC, astfel încât așa încât DM egal cu 2 MC. DM egal de 2 ori MC. De 2 ori MC. Dacă AM intersectează BC în N, AM. Dacă AM intersectează BC în N, egal mulțimea formată da. Din N. Și BM intersectează AD. BM intersectează AD. Egal P. Să se afle, în concluzie, lungimile segmentelor. CN egal cu cât? CN egal, egal cu cine? Și DP egal cu cât? DP egal cu cine? Deci vom desena un dreptunghi. Ce știm despre dreptunghi Adi? Că dreptunghi are toate proprietățile paralelogramului cu un unghi drept. Da, dar te rog să-mi spui acele... și mai are încă în plus, în afară de paralelogram, de ce are paralelogram. Și diagonalele congruente. Diagonale congruente, corect. Și unghiul de 90 de grade, da? Cam asta ar fi la un dreptunghi. Deci în plus diagonale congruente, A, B, C, D. Să vedem dacă am luat bine. AB 24, e bine. AB 24 și BC 20, aproape, știți, un dreptunghi mai mic, așa, nu da, mai strâng. Am înțeles, ar fi cazul să respectăm cât de cât. De cât poate ne ajută, la figură. Sigur că da. Deci, dacă asta a fost 24, ăsta 20 să fie cam așa, aproximativ. Așa. Și deci AB, C, D. 24, respectiv 20. Și zice că M pe DC, așa încât DM, M pe DC, pe DC, adică fi pe DC, fi pe AB, tot atât de mari sunt, dar merge pe ce spune autorul, așa încât DM să fie de două ori MC. Deci, practic, DC e împărțit în câte părți? Trei. În trei. În trei părți. Egale, da? Trei părți egale și încât DM, îl fixăm aici pe M, să fie cât de două ori, nu, M aici. Că DM să fie de două ori MC. Deci 2 de cât, 2 ideal de MC să faci cât DM. Deci corect este așa. M e aproape de C. AM intersectează BC. AM intersectează pe BC într-un punct mai sus, acolo. Uite că, din păcate, trebuie să spun că intersectează undeva deasupra. Dar n-am greșit, nu greșesc cu nimic dacă am să iau problema și trag din nou figura să fie un pic mai jos. Păi faceți figura așa cum vrei să vă o acolo. De nou dreptunghiul. Așa. A, B, C, D. Dreptunghiul ABCD. 20 și 4. Respectiv 20. M, deci împart în 3. Și M-ul este pe aici undeva. AM
intersectează pe BC egal punctul N, AM pe BC M și BM pe AD, BM pe AD, iată, aici undeva, în punctul P. Voi sper să aveți destul spațiu. BM pe AD în punctul P. Da, eu am făcut acolo, am curpat, pentru că m-am scris pe perete. Dreptunghi o să fie mai jos luat, mult mai jos, acolo. Păi dă-l mai jos, chiar mai jos, ca să aveți spațiu în partea de sus cât trebuie. Deci un dreptunghi, 20-24, mânul acolo, așa. Cât e de mare DC, Adi? Poftim? DC-ul cât e de mare? DC? Păi cât a, bă, adică 24. Și fiindcă vorbim de împărțit în 3, cât este o parte? De 24 împărțit la 3, 8. 8. Deci cât este mult? 8. 8. Așa. Ce îmi cere să aflu? M, N, C. Deci, da, DM. DM, DM, păi, din 24, dacă scădem... 8? 8? 16. 16. Deci asta este de 16. 16. Bun. Și atunci, ce vom face pentru a pune una pe CN? CN. Să luăm un... Să facem cumva o asemănare dintre triunghiuri. Care triunghiuri crezi tu ce sunt asemenea? NMC cu M cu MKB. MKB. Nu, Adi. Nu uiți că ești într-un dreptunghi. Într-un dreptunghi, laturile opuse sunt paralele. Da. Adică cu M... Deci M, N, C, cu... M, C, N, cu A, B, N. Cu A, B, N. A, B, N. Că așa este, Adi, vezi? Așa este figura. Uite asta. Și o paralelă dusă. M, C. Da? A, deci, da, da, da. O paralelă la una din laturile unui triunghi, deci este telefonată ideea. Da. Deci e clar că trebuie să te duci în triunghiul MNG și ABN. Da. De fapt, în ABN la care am pe MK. Pe MK o știu că este de 8. Pata asta e de 24. Asta e de aici și de 20. Cum o găsim pe MK? Păi, ce să facem? Cum este triunghiul mână? Că tocmai am vorbit cu triunghiul mare, cu N, A, B. Asemenea. Și atunci scrim raportul de asemănare. De asemănare, da. Între cine? Între M... Triunghiul. Triunghiul mână, C și... Triunghiul? Bână... Așa, bână. A, bână. Da. Deci, zicem și noi. Rezolvare, da? Demonstrație. Demonstrație. Cum M, C... În paralelă cu AB, rezultă că triunghiul tare triunghiul MNC, triunghiul MNC, asemenea cu triunghiul ABN. ABN. Și fiind asemenea, schimb raportul de asemenare. Rezultă că, Anca? Rezultă că... O să luăm la numărător laturile unui triunghi. M, M, C și de sus o spunem laturile triunghiului ABN despre care zicem la numărător zicem M, M egal cu
M, C. C. Și egal cu C. M, C. Și jos, la numitor, la B, M ne ducem și să vedem cum. M, N. M, N este privit de unghiul ăsta de 90 de grade. Unghiul de 90 de grade dintr-un unghiul mare. Se despre ave. Care este de aici. Spre, uite spre cine? A, B. A, N, Adi. A, N. A, N dintr-un unghiul mare. Deci fii atent cum am gândit eu. Mână, am spus, da? Mână, unghiul din ce? De 90 de grade. Da. Ăsta de aici îi combinăm cu ăsta. A, da. Și ăsta de aici, dintr-un unghiul mare, A, B, N, se uită spre A, N. Supra A, N. Egal cu N, C. Se uită spre N, care N, adică ăsta de aici, care e cu ăla, cu A, cu A. Și bună. Și supra bună. Ce? A treia latură, ce mai căutăm? A, nu, bună. Și A, B. Supra A, B. Supra A, B. Și acum echivalentul. Să scriem ce știm. Mână, o știm? Mână, nu. Nu știu. Mână, lăsăm. Mână. Supra. Ană. Ană. Nu știm. Rămâne și an. Ană. Egal cu. Nâcă. Nâcă. Nu știm. Nu știm. Tocmai te soaflăm. Nâcă. Supra. Bână. Nu știm. Bână. Bână. Este 20 plus nâcă. Păi da. Deci în loc de bână poți să zici 20 deci plus ce e. Deci chiar așa zic, 20 plus ce e? Deci în loc de cine am spus, în loc de până, scriu ce știu, o bucată o știu că este 20, plus ce e. Egal mai departe cu mâcă, o știu pe mâcă? Mâcă, da, 8. 8, supra, toată AB. AB, 24. Și acum luăm mână, bă, nu, luăm așa, nu. Ultimul. Ultimul raport. Da. Mc supra. Zicem. Mc supra. 20 plus mc. Egal cu 8 pe 24, adică 1 pe 3. 1 pe 3. Echivalent cu. Echivalent cu. Pentru raport faci mezic, prosul mezic, ca un pros extrem. Adică 3 mc. Echivalent cu 3 mc. Egal cu 20 plus cn. 20 plus ce e? Ce e cu ce e să dă deoparte sau cum? Păi, da. Sau cum e scala algebra acum, calcul. Da, adică 3n ce e minus ce e. Cât face? 2 ce e. 2 ce e. 2 ce e. Egal cu 20. 20. Un ce e egal cu 10. Ce e egal cu 10 și a terminat cu o primă întrebare. Deci ce e nu am răspuns? 10. Egal cu 10. DP-ul. DP. DP. Tot așa cu asemănare. Adică? Adică DP-M. DP-M. Deci cum DP-M e paralelă? Da. DP-M e paralel cu cine? Paralelă cu AB. Cu AB. Rezultă de aici că triunghiul DP-M. DP-M. Dacă cineva îmi spune cât este DP deodată, așa fericit o să fiu. 40. De ce 40, Anca? De ce zice 20? De ce DP este 40? E 30. E 40 că... Cât a spus ce a zis Sofie? De ce Anca Miruna mi-a zis că DP e 40? Păi știu cât e AB. Dacă ea a spus deodată, aș vrea să trăiesc și eu bucuria asta. Deci B că e 20, atunci așa AD e 20 și... După a spus ea că este 40. Nu ai spus cam mult? Nu, e 40. De ce? Că am calculat. Wow. Eu stau și păi, mă întreb. Păi, doamna profesor, am luat... La fel, într-unghiul
P, nu, P, A, B, l-am luat. Bă, da. D, M, da. Paralelă cu A, B. Și cu... Da. Și la fel, raportul de asemănare între P, D, M și P, A, B. Da. Și dă 40. Și dă 40. 40? Da. Că la 16, domn profesor. D, M. Am văzut de 16. Dar aici vine o treime. De două treimi, 2 pe 3 o să fie. 2 pe 3. Exact, 2 pe 3 o să fie D supra AD plus D și AD-ul este 20. Mă înseam că ar fi 20 de la prima vedere. Nu. Voi spuneți 40. Păi 20 e numai AD-ul. Care? AD-ul e 20. A, A, D-ul 20. Da. Dar mie îmi trebuie DP numai ăsta, măi. DP, da, DP 40. Eu cred că... Hai să vedem. Scriem raportul de asemănare. Deci, ce zicem, Adi? Deci, cum avem DM paralel cu AB, rezultă că triunghiul DPM, asemenea cu triunghiul PAB. P, A, B. Și atunci zicem, la numărător. Triunghiul DPM supra triunghiul PAB. DPM supra triunghiul DAB. D, nu, triunghiul PAB. 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 Așa. Și DP supra egal cu PM supra egal cu DM supra P. DP. Da. Care? DP. DP. Se uită spre unghiul M, iar M-ul se uită spre... M-ul e congruent cu ce unghi? Cu M-ul. Da, ăsta de aici, Adi, cu care cu... unghi în triunghiul mare? Cu unghi din A. Nu e adevărat. Cu B, măi, Adi. Cu... Astea două sunt paralele. Dar de ce o cam? A, da, 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 se cantă. Astea sunt corespondente. Da. Adică pe, cu PA. PA. Dar în loc de PA, putem să spunem DA. DA plus 20. Da. 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 Plus 20. DA, dar o știu pe DA. 20 plus DP. Deci în loc de PA, pot să spun 20 plus DP. Sau PD. Da. Da? Egal cu PM. PM. Nu o știu. Supra P. PM, care are unghiul de 90 de grade, ăsta e congruent cu ăsta, da. Supra P, B. P, P, B. P, B. Și egal cu DM. DM cu AB. Supra, DM supra AB. Și acum avem DP, adică DP supra 20 plus DP, egal cu DM. Care PM? PM nu știm. Egal cu, nu, asta lăsăm deoparte. Cu DM, mă uit la ultimul. DM, DM, 16. 16 supra? 16. 24. Da. Se simplifică. Și egal cu, prin cât, prin 8? Da, 2 pe 3. 2 pe 3. Și echivalent cu? Echivalent cu 3 DP. 3 DP. Egal cu 40 DP. 40 plus 2 DP. 40 plus 2 de P. Și acum iese. Cădem în 2 de P. Da. Și să D, 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 D egal cu 40. Păi, 40. Aveam o iluzie falsă. Părea că aici, aici am avut 8, care din face dublu, dar asta bate foarte mult așa. Da? Deci, diagonala aceea... Mai avem două probleme. Deci, D, P, tot este 40. Am răspuns la întrebare. Iată că așa trebuia făcută problema. Ce a fost aici? Hai să vedem încă o dată. Asemănarea celor două. Să vedeți care sunt paralelele, ca să vă duceți în... Sigur că da. Atâta tot. Like și share. Like și share. Deci nu, n-a fost deloc dificilă problema. Da. Să o recunoaștem, da? A fost chiar la îndemâna noastră. Da. Mergem mai departe, totuși trece cu cărpacea uscată.
Sau Andreea. Lasă că mai aveți temă, băi, nu chemați pe Andreea. Bine că nu vin acum. Da, exact. Bine. 8, jumate, câte? Nu. Ceasul? Băi, trecut de 8 jumate. Da. Bă, bă, foarte bine, ca să terminăm probleme. Hai. În ipoteza ABCD trapez. Tema pentru acasă. Ce problemă? Acasă, clasa, deci în ipoteză, ai te uitat la ABCD trapez, la camere, ca să fie. ABCD trapez, 20. ABCD trapez. Măsura unghiului BAD. BAD, măsura unghiului BAD, egală cu măsura unghiului ADC. Măsura lui? Adică. Și egală cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Deci aici se ne spune cum să desenăm trapezul. Dacă ace deci un trapez dreptunghic, îl și desenează așa. Dreptunghic? Normal, da. Dacă zice prin măsura unde. Da? 90 de grade. Și A-ul și D-ul. Adică A, B, C și D. Asta vreau să spun. Adică e dreptunghic în A și în D. Da. Dacă AC e perpendicular pe BD. AC e perpendicular pe BD. Deci dacă ăsta e din 90 de grade. Deci dacă AC... Era și AC perpendicular pe BD. A, e dat în ipoteză. AC perpendicular pe... Da, dar nu pe BD, domn profesor. AC... Pe BD, nu pe BG. Pe B, D. D. A, pe B, D, diagonală. Da, să ștergeți 90 de grade. Aha. Deci aici 90 de grade. Nu știu, mă. A, C, da. Pe B, D. Să aflăm A, D pătrat. Să demonstrăm, să demonstrăm că A, D la pătrat egal cu A, B ori B, C. A, B ori B, C. Da, dacă D, C, B, n-are și 90? D, C, B. Dacă avem D, C, B, nu. Păi, dacă avem D, C, cu A, B, pare așa că se cantă. Cine? A, C, se cantă. Așa, C, se cantă. Nu am să rezultă că C, A, B e congruent cu D, C, A. Ăla de acolo. C, A, B cu D, C, A. C, A. B, adică ăsta de aici. C, A, B. C, A, B. Ai zis C, A, B. Adică ăsta de aici. Da. Cu D, C, A. Cu D, C, A, da. Și ăla de acolo, da, și ăla de acolo. A, C, B, cu D, A, C. A, C, B. Ăsta cu? D, A, C. Păi ce treaba? Păi ce treaba, măi? Păi ăsta de aici, Miruna, ar fi congruent dacă ar zice așa cu ăsta de aici. Ca să fie astea paralele, trebuie să facă. Da? Da, da, da. Deci este exclus asta. Bun. Trebuie să arătăm că A de pătrat. A de la pătrat. Egal cu AB ori DC. AB ori DC. Adică... Deci trebuie să arătăm că A de pătrat egal cu AB tot. Ori DC. Ori DC. Ori DC, ori asta. Ar trebui să prindem cumva ceva pe AD, ori AD pe... Adică să traducem pe asta. Da. Deci să scrim raportul dintre... Înseamnă așa, ca să ajung la AD, egal cu... Să apară AD, ar trebui să spun pe AD aici. Uh-huh. AD ori AD se face, AD pătrat. AD. Deci eu traduc. Da, da, da. Da? Deci AD pe AB... egal cu DC supra AD. Și acum când fac plusul mijloc plus extremilor, este așa ceva. AD ori așa, da. Ori mai pot să scriu AD supra DC, pot să schimb asta pe termen. DC egal cu AB supra AD. Supra AD. Ia să vedem care... Asta însemna să am două triunghiuri, a căror laturi să fie AD și DC, ADC. Deci ADC și ABD. ADC, ia să vedem, ADC
C, care e dreptunghic. Vedeți? Dreptunghic în... Unde? În D. Și A, B, D. Și A, B... Care e dreptunghic în A. Care e dreptunghic în A. Și cele două triunghiuri A, D, C și A, B, D au un unghi. Numai asta îmi cere? Da. Păi nu prea îmi dă seama dacă... De ce îmi dă unghiul ăsta de aici? Da. Nu știu de ce îmi dă unghiul, poate e vreo chestie importantă. Deocamdată, despre cele două triunghiuri sunt dreptunghice A, B, C și A, B, D. Deci dreptunghice în A, respectiv în D, da? Da. Dar nu-i suficient, dar mai trebuie să am câte un unghi. Păi și au... B... Deci, ori să arătăm că unghiul ăsta am miruna. Hai să-l hașurăm pe alea două triunghiuri. Hai să-l hașurăm. Eu ți-l spun așa, eu desenez în felul ăsta. Deci triunghiul ăsta... Așa mi-a și nouă din scrierea raportului. Da, da. Și cu triunghiul... celălalt. Asta așa. Triunghiul este, zice că de acolo apar laturile. A, D, B și A, D, C, de aceea, da? Dacă am scris raportul de asemănare dintre ele, nu? Da. Dar ca să-mi permit să scriu... N-avem paralelism, de trebuie să avem două unghiuri, nu? Două unghiuri. Am deocamdată cele două unghiuri din 90 de grade și 90 de grade. Da. Și avem A, D, B cu C, A, B. Deci ăsta și... Faceți-mi eu. Și unghiul ăsta, da? Mi-e rugat așa. Da, ăla sunt din ipoteză. Avem da. A, D, B. A, D, B cu C, A, B. A, D, D, B. D, B. B. Unghiul ăsta de aici. Da. Și cu secanta de B, zici tu, da? Da. Cu care? Cu C, A, B. Cu C, A, da, cu ce secantă? C, A, B. Păi, nu are. Cu ce secantă? Dar puțin. Deci, Miruna, te-ai legat de A, A, D, unghiul, A... A, D, B, nu, că deja am folosit unghiul din 90. Tu de ce nu ai atunci? A, D, B. A, D, B ar fi ăsta, Miruna. Uh-huh. Uite așa. Cu un unghi din celălalt triunghi. Da. E, întrebarea cu care unghi? Din triunghiul al doilea. Facem asta când îi dă acolo că e perpendicular A, că... A, dacă ăsta e 90 de grade și ăsta e tot din 90 de grade. Da, și ăla e din 90 și ăla e din 90 de grade. Toate sunt din 90 de grade aici. Adică e 300. Sigur că da. Dar dacă ăsta e din 90, înseamnă ăsta de care l-am eu, hai să notăm cu 1. Unghiul 1 plus unghiul 2. 1 și cu 2 câte grade fac? 90. Hai. Și 1 și cu B, D, C fac tot 90. 1 și cu B, D, C, B, D, C. Da, celălalt din D. Celălalt din D care v-a rămas, domn profesor. Din D, din D, din D. Duceți-vă pe D. Așa, ăla mic. Așa? Ăsta da. Și cu ăsta și cu ăsta tot 90 de grade. Da. Deci, Miruna, pot să spun că ăsta ar fi tot 2, da? Da. Deci așa e 2. Da. Și vine, da, vine la nostru, nu? Păi, doiul ăla nu intră în triunghiul. Altul că intră. Nu intră în triunghiul care am nevoie, în D, A. Păi, în A, D, B, în D, A, B, unghiul D, A, B are 90. Deci, 1 și cu D, B, A, trebuie să aibă 90. Deci, D, B. D, B, A e 2. Asta e altă treabă. Deci, unul ăsta galben, nu? Da. N-am notat noi. Și cu ăsta de aici, din tot 90. Da, deci ăla tot 90, deci ăsta da. E 2. Da. Mai puteai să spui că e 2, Miruna, pentru faptul că am două paralele, 3 de o secantă. Da, exact. Și 2 și 2, 2. Da. Și atunci, în triunghiul A, D, A, B, da. Și triunghiul D, avem A, C, avem 2 cu 2. Și 90 cu 90. Da. Și gata, triunghiul să facem. Mai rău încă o dată, ca să vedem că toată lumea.
A fost important că unghiul ăsta e din 90 de grade? Da. Foarte important. Că nu aveam cum. Deci, 2 și cu 1, și aici folosesc e 90 de grade, între unghiul D, D, O, hai să zic O punctul ăsta, în D, O, A, 2 și cu 1 fac 90 de grade, că aici e din 90 și ăsta 2 fac 90. Dar 1 și cu vecinul său tot 90, deci 2, 2. 2 de aici, cât ăsta, ca alternii interne, sau cum am văzut Miruna, iarăși ca suma unghiilor, că 1 și cu 2 fac 90. În concluzie, 2 de aici, e 2 ăsta, da? 2 de acolo, deci 2 hai să zic așa, notar, 2 roșu, egal cu 2 albastru. Și dacă 2 roșu egal cu 2 albastru, 2 roșu intră în triunghiul DAC, albastru în DAB, cele două triunghiuri au câte 1,90 și pe ăsta 2 cu 2. Roșu cu albastru. Ce zicem acum? Ca demonstrație. Da. Demonstrație. Măsura lui ADC. Măsura unghiului ADC. Egal cu măsura unghiului DAP. Și egal cu 90 de grade. Din ipoteză. Cum avem că AC perpendicular pe DP. Rezultă, dar ce AC pe DP, rezultă că măsura unghiului AOD, măsura lui AOD, egal cu 90 de grade. Dacă măsura lui AOD este de 90 de grade, înseamnă că unghiul 2 cu 1 fac împreună 2 cu 1, cât fac? 90. A 2 cu 2. Deci rezultă că A2, unghiul A2 plus unghiul D1, se vede, nu? Da, D1 e notat, egal cu 90 de grade. Dar pe de altă parte, D1 plus D2, D1 plus D2, egal tot cu 90 de grade. Din cele două, D1 și colo și colo, înseamnă că A2 congruent cu D2. Deci A2 cu D2. Dar D2 este cu B2. D2 congruent cu B2. Ca fiind alterne interne. Din cele două, D2, D2, înseamnă A2 congruent cu B2. A2 congruent cu B2. Și cum mai aveam că unghiul D tot, unghiul A congruent din 90 de grade, deci măsura lui D tot egal cu măsura lui A egal cu 90 de grade, din cele două, conform cazului de asemănare unghi-unghi, rezultă că triunghiurile DAC, triunghiul DAC, este asemenea cu triunghiul DAB, triunghiul DAB. Și acum, din asemănare, vom începe să scriem rapoartele, fixând laturile unui triunghi într-o parte, a numărător și laturile celorlalte la numitor. AD pe BC. Deci triunghiul care? DAC. DAC. Supra DAB. DAB. E un triunghi. Și pentru asta zicem. DA. Pe BC. Egal cu DA. AC. Știm din urmă că este foarte tare la chestia. DA. AC și DC. Da? Și DA. Dar din ce triunghi vreau? În DAC. Mă uit în triunghiul DAC. Și am pe DA. DA.
este privit de unghiul din cer. Unghiul din cer de aici. Nu, este... de la se uită spre unghiul... Păi da, de între unghiul de la cer, vine una, da. Zic așa, de la cer. De la cer. Se uită spre unghiul ce? Unghiul, ce? Unghiul de la... Spre de la, din la, ca latura triunghiului de aici. Uh-huh. Se uită unghiul din ce ăsta de aici, da? D-C-A. Dar D-C-A ăsta, să notăm cu 3, este congruent cu care unghi din triunghiul D-A-B? Este cu cine congruent cu din triunghiul? Cu unghiul cu galben notat aici. Cu D, cu A, D, B. Spre A, B. Și A, D, B se uită A, B. Supra A, B trebuie să pun obligatoriu, da? A, B. Dacă nu sunt atent aici, stric toate problema. Deci, încă o dată. Deci, reau încă o dată. D, A, A, C, D, C, la numărător. La numitor. Laturile celelalte triunghi. Și cum am pe D-A, D-A din triunghiul D-A-C, data e obosit. Da, o faci numai, da. Face numai pe asta și ne oprim. Deci D-A este privită de cine de D-A se uită unghiul din C cu 3. Da. 3 ăsta și cu 2, 3 și cu 2 face cât? 90. 90. Dar și 2 și cu 1 fac 90. Deci ar putea să fie 1 aici notat. 1, da? Corect. 1 ăsta din triunghiul ăsta este cât 1 ăsta din triunghiul celălalt. Și atunci unghiul de aici privește spre AB. De aceea am pus de sub AB. Merg AC. AC-ul. Sunt unghiul D. Atenție, Adi. A, AC. Spre ea privește unghiul din 90 de grade. Mm-hmm. Unghiul din 90 de grade e cât ăsta? De aici, din 90. Adică... Supra DB. DB. Supra DB. Și în sfârșit de ce? De A. De ce? Care-i privit de 2. De. 2 de aici, 2 de aici. Adică de A. De A. Și acum luăm pe primul și ultimul. Da? Primul și ultimul. Și atunci vom avea. Descriu din nou. D, A, B. D, A, supra A, B. Egală cu D, C. D, C, supra D, A. D, A. Și fac produsul mezo cu produsul extrem. Adică D, A, adică D, A, la pătrat. Egal cu... D, C, ori A, B. D, C, ori A. Și asta am avut și de mult. Asta am avut de mult. Haideți să mai reluăm o dată și să înțelegem. Mă uitat de la șișa. Ne uităm încă o dată să vedem în ce a constat problema. Ideea era să găsim cele două triunghiuri care sunt asemenea. Mm-hmm. Dar atenție, nu prea vedeam deodată cele două triunghiuri. Pentru asta am transcris, am transcris relația cardiologică. Deci vă puteți folosi de asta, pleca de aici. Mm-hmm. Deci nu știam cum să pornesc cum problema. Pornim, corect. Și am întrebat, ce două triunghiuri vrei tu? Am scris raportul, produsul ăsta, ca un raport, fie ăsta, fie ăsta. Am înțeles că e triunghiul ADC aici, într-o parte, și ABD în partea cealaltă. Din partea asta, iarăși tot așa, ADC, numărătorii. Deci aici am avut clar triunghiul ADC. Deci scrii, nu știi deodată cum să le așezi. Dar în varianta asta, ADC este telefonat și ABD este telefonat. Corect. Când am scris pe ăsta, nu prea a fost indicat raportul ăsta. Mai bine mă întorceam la cel de înainte. Acum am așezat ADC așa și ABD așa. Da. Da? Dar nu se scrie șirul de rapoarte într-un membru numărător numitor, triunghiul și dincolo. Nu, nu. Direct îl spune așa. Cum a face noi? Numărătorul. Exact. Așa. Și numitorii în partea asta. Laturile la un drum și laturile la celălalt. Așa. Deci mai deșteaptă era, deșteaptă această proporție. Corect. Și ADC, ABD. Corect.
Și în clipa în care am sesizat asta, mi s-a spus, băi, uite-te la triunghiurile astea. E A, D, C și A, D, B. Și m-am dus. A, D, C, l-am notat cu roșu, pe D, A, B cu galben, da, cum l-ați văzut. Și acum zic, ce au cele două triunghiuri? Mă plasez într-un caz de asemănare. Corect. Ori cazul de asemănare cel mai des este două unghiuri. Mm-hmm, da? Mai există și cazul acela câte un unghi cu laturile proporționale. Mai rar folosit și pentru toate laturile proporționale, dar aceea, toate laturile proporționale sunt în situații mai rare cazurile acestea de asemănare. Și acum m-am întors. Am câte un unghi de 90. Mă intru pe un unghi. Da, nu degeaba îmi dă perpendicularitatea aia. Și nu degeaba îmi dă perpendicularitatea. Nu-ți dă nimic autorul de prisos. Degeaba. Ci îți dă minim necesar. Și atunci m-a întrebat să găsesc un unghi ascuțit a triunghiului ăsta. Și cu un unghi ascuțit a triunghiului celălalt. Dar care cu care problema este? Ei, am plecat cu unghiul 2. Unghiul 2 de aici, un D-A-C. Care cu unghiul 1, D-1. Împreună cu D-1, fiindcă aici e 90 de grade, ăsta e 2, 90. 90, corect. Dar și unul cu 2 așa, tot 90. Corect, asta înseamnă cu 2 cu 2. Înseamnă 2 cu 2, am mutat aici, dar 2 de aici, duce tocmai aici, ca fiind două paralele, de desecantă. Desecantă, vede, da. Și gata problema. L-am aruncat pe 2 de aici și tocmai aici. Corect. Adică 2 cu, 2. 2 cu roșu, 2 cu verde, cu albastru. Am obținut celălalt 2. Asta a fost. Asta era ideea. Important era să găsesc alte două unghiuri. Și cum cele două triunghiuri au câte două unghiuri congruente, triunghiurile conform sunt asemenea și scriu raport de asemănare, adică ajung la ceea ce trebuia. Dar nu am văzut deodată triunghiurile. Și am mare atenție la raportul de asemănare? Neapărat. Aici este esențial. Deci eu la numărător am băgat latul unui triunghi, la numitor pe celălalt, dar acum urmea să le distribui. Corect. Că dacă nu știu să merg după unghiuri, am stricat tot. Și cum dă, dă, din ce triunghi? Dă că. Dă că, corect. E privit de unghiul din C1. C1 ăsta cu care din unghiul e congruent dintre unghiul mare? Păi nu 2-ul, din 2 cu 2. 1. Cu D1. Cu D1. Da? Adică D1 se iese pe cine? Spre AB. AB. De ce am pus AB de sus? Corect. AC. AC este cealaltă latură. Da. AC e ipotenuză, cea mai mare. Care e unghiul 90 spre DB. Clasul, asta da. Era simplu. Și acum a rămas a treia și a treia. A rămas, da. A rămas a treia latură și am încheiat de discuție. Și în final am reușit să scriem relația respectivă. Deci, ce lucruri desprindeți? Atenție, la asemănare, foarte important ce vă spun. La asemănare, ca să puteți spune că două triunghiuri sunt asemenea, trebuie să aveți două unghiuri sau să vă plasați într-unul din cazuri. Cel mai des este cu două unghiuri. Da? Unghiuri. Și când aveți șansa de a fi constatat acest lucru, scrie la raportul de proporționalitate la numărător laturile unui triunghi, la numitor celelalte. Da? Atenție! Fiindcă aveți două unghiuri, aveți mesajul. Care unghi cu care unghi. Al treilea vine cu al treilea din cauza că fac 180 de grade. Și în felul ăsta ai latura de sus, trebuie să găsiți latura de jos. Dar după unghi te duci. Corect. Și foarte esențial mi s-a plăcut, că nu știam la ce triunghiuri te reducem. Sigur că da. Cum ați desfăcut de acolo din ipoteză și cum am dus direct. Am arătat-o altfel. A fost pornirea, domn profesor. Da, sigur că. Puteam să plecăm așa, să zicem că triunghiul D-O-C e asemenea cu A-O-B. Deci nu se vedea. În paralelism, da. Nu se vedea. De-am fost, ca să-i duci unghiul ăsta, că ăsta, cu ăsta, nu o să merge. Ci traduci relația dată. Oare ce vrea să spune? De unde aș ajunge la ea? Dintr-un raport de proporționalitate. Da. Da? E de ținut mintea asta. Sigur că... E de băgat la cap. La fiecare moment, discutam și astăzi încă cu cineva și vă spuneam, ce reușesc eu să fac este altceva decât forma în care găsesc printate sau vezeți explicații. Că se întâmplă foarte des. Colegii de-ai mei învață o soluție acasă, citind-o dintr-o carte și pe aia o dau. Și pe ce o dau mecanic. Deci, el se duce și demonstrează, și scrie raportul, și îmulțește și a terminat. Exact. N-am spus ce trebuia.
esențial, că trebuie asta tradusă într-o altă parte ca să te trimită spre triunghi. Că fie triunghiurile astea și să arătăm că sunt asemenea, e o poveste. Corect, ia să vă concentrez. Ce vrea de fapt de la mine? Plec de acolo. O stric pe aceea și o așez altfel. Da, corect. Deci eu practic am surprins etapa asta de aici, da. Așezând aici. Corect. Și acum trebuie să văd, mi-a dat triunghiurile și am pornit problema. Corect. Dar s-a obosit da? Și nu mai discuție. Nu, gata, mă opresc aici, da. Le spunem prietenilor noștri că din nou am făcut o lecție frumoasă. Foarte frumoasă. Facem o sinteză? Da, neapărat. Am făcut testul, nu știu cum să facem. Deci la, a rămas algebra deoparte. Algebra deoparte și geometria deoparte. Așa facem. Pentru test am avut... Revedem toate operații cu radicali. Raționalizare. Radicale, proprietăți. Raționalizare. Operații cu radicali. Media geometrică. Media geometrică. Da. După aceea am avut la geometrie astea două probleme. Așa. Și haideți să le facem pe scurt. Să scriem ca să... Algebra, ca să rămân. Să facem algebra, da. Bravo. Deci, zicem, așa, sinteza ore. Da? Sinteza ore. Adi, nu muta camera. Se înregistrează. Ușor, ușor, adică să nu mi-e frice. De sinteza ore, domnul profesor. La algebra, am făcut așa. Sinteza ore. La algebra. Radicali. Radicali, operații cu radicali. Proprietăți. Operații cu radicali. Da. Raționalizarea, dacă îmi intră, îmi dau astăzi. Da, radicali. 1, 2. Raționalizarea numitorului. Da. Conjugata, dacă intră. Conjugata 3, da. Conjugata. Expresiei după formula. Da. A plus B pe lângă A minus B. A minus B pe lângă A plus B. Egal cu A la a doua, minus B la a doua. Foarte mult s-a folosit de problema în testul așa. Da. Formula așa. Și 4, media, media geometrică. Media geometrică. Trapez. Trapez dreptunghi. Hai să, la algebra, la geometrie, la da? Dreptunghi. Geometrie. Trapez. Prima problemă cu ce a fost? Dreptunghiul. Și cu asemănarea. Asemănare, da? Da. Deci, cadrul de asemănare. 1, dreptunghi. Trapez. Da, trapez. Cazuri de asemănare. 2. Cazuri de asemănare. 3. Scrierea rapoartelor. Scrierea proporții. Foarte importantă, nu? Scrierea proporții. Ei după asemănare, da? Da. Asemănare. Adică fixarea laturilor triunghiului sus și celălalt de sub, da? Din ore. Și da. Ce am mai făcut? Cam asta a fost. Nu, da. Altceva n-a fost important. Bine, ne oprim aici. La revedere.